un sfert dintre atacurile lor sunt izbutite. Trebuie să fie prudente. De pildă, bine aplicată, lovitura de copit a unei zebre e mortală. Pantera leu și-a însușit o tehnică eficientă. Mușcă victimele de ceapă, înfigând caninii adânc în măduva spinării. Deranjează rare ori să participe la vânătoare, dar sunt cei din tâi care se înfruptă din pradă. Rolul lor principal e apărarea domeniului tribului de holtei nomadi. Însă majoritatea timpului și-o petrec moțăind la umbră, atenți doar la trecători. În preajma ochiului de apă se află acum numai câțiva vulturi ocupați cu leșul unui divo. Un pui curios privește scena. Mama se apropie și ea. Hoitarii lacomi nu se sperie. Unul dintre ei plătește cu viața ospățul. Leoaica are parte de un antreu înaintea cinei. Se bucură de o familie mare, unită și ocrotitoare, cei ghepardilor, acinonic siubatus, sunt îngrijiți de mame solitare. Astfel devin vulnerabili. Chiar și în rezervația Serengeti din Tanzania, zonă strict protejată, 9 din 10 mor până să împlinească 3 luni din cauza bolilor și a prădătorilor, lei, șacali, acvile sau hiene. Norocoșii supraviețuiesc datorită mamei, care pleacă de lângă ei doar când e nevoită să vâneze, iar atunci se grăbește cât poate. Iau lecțiile alpinismului. Se nasc cu iare semi-retractabile, care la maturitate se vor toci, făcând căsărarea mult mai dificilă. Această caracteristică îi deosebește de verilor leoparzii, Panthera pardus, care urcă în copaci cu ușurință, fiindcă au iarele complet retractive. Reciprocă și mângâierile sunt o obligație, dar firește și o plăcere.
Spatele Imperiei e habitatul ideal pentru eroii noștri, deoarece se află pe ruta de migrație a marilor erbivore, precum antilopele gnu, conochete sau linus. Vânătorii trebuie doar să-și aleagă ținta. Odrasele leilor care vor fi încălcate la 6 luni învață regulile de comportare la masă. Ca de obicei, șefii au prioritate la prada vânată de femele cu o seară înainte. Apoi e rândul doamnelor și, în cele din urmă, al puilor. Unui leu adult îi sunt necesare 7 kg de carne pe zi, dar poate înfuleca și porții de 40 de kg. Iată de ce principala cauza mortalității progeniturilor este înfometare. Și dacă încearcă să se apropie de mâncare, sunt în pericol. Pot fi bătut de un mascul agasat de insistența lor. Acum însă e destul pentru toți. Vulturul așteaptă probabil în zadar. Siesta e respectată întotdeauna. Puii mai energici se străduiesc să învețe limbajul minicogestual. Apropie de masculi adulți care devin brusc furioși. Cozile sunt folosite pentru a indica starea de stil, însă uneori pot fi și amuzante. Deși leoaicele vânează în grup, o pradă ușoară nu trebuie ratată.